Între timp, situația din țară și noile restricții, cum ar fi certificatul COVID, îi fac pe oameni să se vaccineze. Astăzi, la troleibuzul de vaccinare, oamenii au stat la coadă mai bine de 30 de minute pentru a se imuniza, inclusiv cu prima doză de vaccin. Și șeful Agenției Naționale pentru Sănătate Publică a menționat că a crescut un pic rata de vaccinare în ultima perioadă. De la începutul procesului, peste 1 milion de moldoveni s-au imunizat cu schema completă. În momentul în care medicii și-au început activitatea în fața troleibuzului de vaccinare de pe strada Deciobal din capitală, oamenii deja stăteau la coadă pentru a se imuniza. În timp ce unii au venit să-și administreze cea de-a doua sau chiar a treia doză de vaccin, alții abia s-au decis să înceapă procesul de imunizare. Mai bine mai târziu decât niciodată, spun ei. Faptul că au fost nevoiți să aștepte chiar și jumătate de oră nu i-a descurajat. La câta doză? Prima. Deci ați decis să vă vaccinați? Trebuie pentru serviciu, dorești să ieși undeva să mănânci. Și mereu te întreabă. Și însuși pentru siguranța mea. Da, eu mă așteptam ca să vin și să plec. Dacă n-am văzut mulțime de oameni, a rămas un pic surprins. Prima. Prima? Și de ce ați decis să vă vaccinați acum? Da, creșeu. Așa nada. De ce așa târziu? Luce poznă, ce niciodată. Și trebuie să plecați undeva sau ați văzut situația care e acum și... Și situația și vreau să plec. Când trebuie să mă ocup și fatare. Dacă nu ar fi trebuit, nu veneați? Nu. De ce? Nu știu cât trebuie. Majoritatea celor care au venit să se imunizeze spun că preferă vaccinul Pfizer, deoarece este mai sigur și recunoscut în multe țări. Pfizer. De ce anume cu Pfizer? Nu, nu știu, более везде востребовательным и... Ну, по крайней мере, везде, в странах Европы он нужен. Și cu ce vaccinați vreați să vă imunizați? Pfizer. De ce anume? Prima doză mă gândeam la Pfizer. Este, dar ce să spun care e mai bună? Dacă sincer eu nu le pricep. Только Pfizer. Pfizer или Moderna? Ну, потому что это единственная фирма, которой я доверяю. Я как бы читала много информации. И эта фирма сейчас даже выпускает лекарства, которые не просто вакцина, а еще и лечат. И причем это первая и единственная фирма, которая начала выпускать вакцину для маленьких детей. Pfizer. Pfizer de ce anume? Pentru că așa trebuie, nu mă duc. La unde vreți să plecați? La Israel. În ultima perioadă a crescut un pic numărul de persoane care s-au vaccinat, spune și șeful Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Nicolae Celmaschi. Cea mai mare rată de vaccinare este înregistrată în capitală, după care urmează raioanele Soroca și Dubăsari. Între timp, cea mai mică rată de vaccinare s-a înregistrat în raioanele Sângerei, Lova, Făleș și Unitatea Teritorială Administrativă Găgăuzia. Deci, ultimele câteva săptămâni atestăm o înviorare ușoară a procesului de vaccinare. A sporit puțin și numărul celor vaccinați cu prima doză și cu doza 2 și crește numărul persoanelor care se vaccinează cu doza booster. Până acum, peste 1 milion de moldoveni s-au imunizat cu schema completă. Doar în ultimele 24 de ore au fost administrate peste 7500 de doze de vaccin.